Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați, ca de fiecare dată vă reamintesc că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, pe Facebook, Instagram, TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV. Vă invităm să fiți alături de noi și acolo, nu doar în fața micilor ecrane și, ca de fiecare dată, vă mulțumim că sunteți alături de noi zi de zi în număr tot mai mare. Discutăm astăzi despre o părticică a ținutului pădurenilor, una dintre cele mai frumoase, probabil, cu siguranță. Județul Hunedoara are foarte multe zone frumoase, doar că unele sunt așa mai încărcate și spiritual și din punct de vedere al peisajului. Și sunt convinsă că sunt foarte mulți dintre dumneavoastră care au ajuns cel puțin o dată în această zonă. Dacă nu, nu e târziu, puteți să faceți acest lucru, mai ales că acum primăvara totul este destul de ofertant în ceea ce privește natura și de ce nu ne prinde bine uneori să mai fugim din orașe, să ne ascundem așa puțin și să ne umplem sufletele, să ne încărcăm cu energie pozitivă din aceste zone. Discutăm astăzi despre Comuna Lelese, despre prezent și viitor, pentru că știm cu toții, zonele rurale au ajuns să fie ușor depopulate, dar trebuie să avem încrederea că lucrurile se vor schimba în viitor din acest punct de vedere. Știu, nu mai sunt atât de mulți tineri care locuiesc în mediul rural, dar cred că fiecare dintre noi, chiar și instituțiile, pot contribui la renașterea acestor zone atât de frumoase. Alături de mine astăzi este primarul Comunei Lelese, domnul Ciprian Achim. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, cu drag, și mă bucur să fim aici cu dumneavoastră. Întotdeauna e o plăcere să vin, să vorbesc despre comuna mea cu dumneavoastră. Și nouă ne place tare mult să avem dialog cu dumneavoastră din acest punct de vedere, pentru că putem spune sunteți ușor atipic. Da, discutați și despre administrație și despre politică, pentru că așa este modelul, nu avem cum să nu aducem în discuție și cele două componente, dar dincolo de aceste lucruri sunteți așa trup și suflet pentru aceste locuri, sunteți trup și suflet pentru tradiții, pentru a păstra ceea ce mulți dintre tineri poate nici nu mai cunosc. Și asta nu este neapărat din vina primarului sau vina societății. Poate și în familie ar fi bine să se discute mai mult despre ce am avut, ce moșteniri ne-au fost lăsate de către străbunii noștri și mai mult de atât să învățăm, să păstreze atât cât se mai poate din aceste obiceiuri și tradiții. Da, multă lume și mulți colegi de dumneavoastră îmi spun ești un primar atipic. În simea mea nu mă consider deloc atipic. Eu cred că asta este tipologia standard a unui primar de comună mică, care la momentul ăsta principalul lucru care îl mai are și cu care se poate mândri sunt tradițiile, poziția geografică, această mare bagaj de cultură veche pe care noi încă îl mai avem și acum suntem, cum să spun eu, ca și cineva care din afară, parcă cu tot din adinsul, vrea să dărâme o casă bătrânească frumoasă, iar eu ca proprietar și ca coordonator al acestei case umblu acum prin pod, prin pivniță, pe unde pot să șterg de praf, să salvez ce mai pot din casa asta care se numește Comuna Lelese și îmi dau seama, ajungând în pivniță, că avem o fundație foarte, foarte, foarte puternică și mă rog din toate puterile ca cei care hotărăsc să spună, domnule, dărâmăm tot ce înseamnă comunitate mică, fiindcă acum în lume e moda să avem comunități mari, Timișoara, Arad și așa mai departe, iar cei care sunt comunitate mică nu mai aveți niciun rost, fiindcă nu mai sunteți buni de nimic economic. Dar când vezi ce bază avem, ce bază culturală, ce structură puternică, cum a reușit să treacă în timp această structură, această clădire care se numește o comunitate, îmi dau seama că trebuie să luptăm și să le deschidem ochii că ceea ce avem noi acolo sus trebuie păstrat, nu trebuie distrus. Mai ales că din punct de vedere financiar, la ceea ce avem noi acolo, ne poate autosusține. Eu în ultimii 2 ani de zile
am terminat cu bugete peste 9, peste 10 milioane de lei, adică 100 de miliarde și vechi, și am primit echilibrări de 3 miliarde. Deci 3% au fost toți banii veniți pentru echilibrări. Și aud pe alții și spun, domnilor, păi voi trăiți din banii statului. Nu, noi producem. Dacă ne-ați da măcar 5% din valoarea lemnului care îl duceți de la noi din comună, măcar 5%, noi ne-am putea autosusține liniștiți. Liniștiți. Dar noi nu primim normal, nici banii ăștia. Cei în... care au astfel de afaceri pe teritoriul unei nimeni comune, nu, unei nimeni nu dă zone, niciun leu. Să revină și... Păi ar trebui să vină din acel impozite, lemn care din lemn, e. Exact. Sigur că, dar nimeni nu vine niciun leu la noi, tot banii merg la asta și merg la ei. Mai mult, ne și distrug ceea ce facem noi. Reușim să facem niște drumuri, reușim să mai facem niște podețe, reușim să mai mișcăm și ei rup absolut și dărâm absolut tot. Această problemă. Știu că am mai discutat am avut-o cu dumneavoastră. Și o avem și nu numai eu, avem toți în Ținutul Pădurenilor. Deci dacă măcar banul de pe lemn, că toți suntem Ținutul Pădurenilor, 5% de lemnul de pe picior, nu lemnul lucrat. Spune, domnule, bă, 5% e cât s-au vândut de pe razele, cum rămân la voi, noi ne-am putea autosustine și am putea face mare lucru. Dar toți banii merg la centru, de la centru se împar și atunci ei ne arată cu mâna, bă, tu ești, nu suntem susținuți. Noi ne susținem singuri dacă suntem lăsați să ne susținem singuri. De ce nu ați fi? Lăsați? Păi fiindcă ni se ia, fiindcă v-am spus, de exemplu, din pădure nu primim niciun om, ni se strică. Absolut tot. Efectiv, ni se strică. În momentul în care vin bani pe fonduri europene, noi ca și țară nu suntem în stare să venim să spunem, bă, hai să punem măcar banii aia care trebuie să-i punem ca și cofinanțare. Mă referiți ca statul să facă acest lucru, să facă acest gest. Și nu ateorile. Și nu sunt gesturi mari la, eu știu, la un proiect de 1,5 milioane de euro să vin să spună, bă, el cât ai cheltuit? Păi am cheltuit cu studii, cu banii aia puțin care sunt, măcar aia să-mi dea ca să pot să merg mai departe. Sau sunt actualizări de prețuri, măcar actualizările de prețuri să le susținem. Cum susțineți la proiectele voastre mari guvernamentale actualizările de prețuri, susțineți și pe fonduri europene. Păi din acest punct de vedere a fost la un moment dat un proiect atunci când toate prețurile au explodat. Păi a fost un proiect, s-a spus noi susținem. Nu ați primit bani și gramă, a spus, domnule, știți că voi sunteți ceva mai special. De exemplu, am pe un drum forestier. Uh-huh. Am 1.600.000 facturi încasate, facturi primite și n-am de unde să dau banii. Fiindcă toată lumea spune, da, dăm noi statul, dar să vedem pe ce lege. Păi noi nu avem legea. Păi hai să ne adresăm ministerului de resort. Spune acolo în lege. Trebuie să adresez, da, care e ministerul de resort? Ministerul Agriculturii spune, da, la noi sunt pădurile, dar nu noi. Ministerul Mediului, la noi nici vorbă, că nu-i finanțat prin noi. Ministerul de Finanțe, toată lumea ne cere, de ce să vă dăm vouă? Înțelegeți? Așa sunteți pasați și de suntem la pasați la unul și atunci este mult mai greu să-ți desfășori activitatea. Dar v-am spus, datoria mea, datoria noastră a primarului Ținutul Pădurenilor este să susținem Ținutul Pădurenilor, să-l împingem mai departe. Reușiți să faceți acest lucru de unul singur sau e nevoie totuși de implicarea mai multor factori? Este nevoie de implicarea mai multor factori, să... este clar. Inclusiv emisiunea asta și inclusiv ceea ce vorbesc cu dânsii mere în partea asta. Dom'le, haide să mișcăm. Și sunt multe lucruri care se mișcă. Greu că trebuie să le miști bucată cu bucată, dar le miști. Și trebuie să ai și o strategie foarte bine pusă la punct, cred, da, din acest punct de vedere. Câteodată când te lasă nervii, te mai arată și strategia, știi? Da. Dar știu că nu sunteți omul care să renunțe atât de ușor, da, chiar dacă și... în toți acești ani de când sunteți primar ați întâmpinat destul de multe dificultăți. Da, și multă lume care mă știe doar de la televizor sau doar venim pe la primul și domnule, ce calm poate să fie omul ăsta, dar cei care discută cu mine îți dau seama că de multe ori chiar pot să fiu, cum zic ai noștri pădureni, o țâlă cam bolund, știi? Da, asta este, că altfel nu poți. E nevoie și de un pic de bolunzeală din aceasta, nu? Ca să puteți în orice relație, față. În orice relație este nevoie, sigur. Dar să fie acolo deoparte, să nu se vadă. Despre această reorganizare despre care spuneați puțin mai devreme s-a tot discutat.
nu s-au luat încă măsuri, să spunem, din acest punct de vedere, dar într-adevăr sunt unii care și-ar dori să avem parte de această reorganizare administrativ-teritorială, să nu mai existe comune care să aibă, cum avem și aici în județul Hunedoara, 85 de locuitori, 200-300, de exemplu, 200, noi cu 300 corect. Și ceva de locuitori suntem la 5-a comună din județ, de la coadă. Deci, într-adevăr, sunt comune foarte mici, dar problema noastră este, hai să le distrugem, nu? Hai să distrugem CAP-urile după Revoluție, hai să distrugem combinatul că nu mai mere, hai să distrugem minele, hai să distrugem intia și până la urmă distrugem tot și tot ce rămâne avuție, o aruncăm în brațele unora. Și după ce o aruncăm în brațele unora, vrem să o luăm înapoi, vezi, Roșia Montană, și după aia trebuie să mai și plătim, fiindcă noi nu suntem în stare să ne dăm seama că totuși forțele noastre putem să mișcăm căruța înainte, plecând de jos, de la bază. Fiindcă România are o bază destul de solidă. Încă o mai are, exact. Încă mai are oameni, încă mai are administrație, încă mai are. Nu trebuie neapărat să facem numai lucrurile care le putem face fiind slugă la alții. Fiindcă noi asta facem în România deocamdată, numai lucruri la care ne băgăm slugă. Noi nu putem să facem lucruri la care să înceapă să facem noi ceva. E bine, nu chiar peste tot, dar în majoritate. Deci ăștia sunt toate lucrurile care le facem noi în România. Nu pornim de la bază. De ce nu luăm modelul din Occident? La, de exemplu, poate la am comune. Ajuns să ne complacem în această situație, să vedem că dacă eu lupt, nu, degeaba lupt, nu am câștig de cauză, las că merge și așa. Noi nu ne complacem. Dar? Pe noi alții ne complac. V-ați înțeles? Că dacă nu te complac, ca să te fac, sau ceva de genul ăsta. Bun, am fost și anul, eu întotdeauna în vacanțe mă duc pe teme. Și am avut probleme cu împărțirea teritorială cu vecinii și atunci am văzut, bă, cum s-au despărțit, cum au făcut nemții, da? După război, cum și-au tras granițele. Că și noi avem o grămadă de probleme cu vecinii noștri. Acolo unde au fost foarte buni amici și prieteni, de exemplu între Germania și Austria, toate granițele sunt făcute pe proprietăți. Cum au mers vechile sate? Deci merge granița între Austria și Germania, când intri din Austria în Germania, după gardul omului. Deci pe gardul omului, până aici merge curtea mea, până pe aici, așa și-au pus granița. Acolo unde au fost probleme între Germania și Olanda, acolo merge prin mijlocul casei omului. Nu s-au mai înțeles, acolo au mers pe aici, domnule, prin mijlocul casei. Sunt două cafenele cu o linie prin el. Cafeneaua asta e a proprietarului din Anglia, asta din Olanda, a germanului. Și ei erau, ăștia când au fost pandemia, olandezii au spus, noi nu ne punem mască. Nemții au spus, noi ne punem. Ăia să te iau fără mască și să te iau cu mască. Cam așa suntem sau ajungem și noi să fim? Am putea ajunge să fim și noi așa? Ar trebui să fim cam cum sunt nemții cu austriecii. Avem șanse să fim așa? Avem șanse dacă avem minte. Păi, declarativ avem minte, că și în România economia spune-i prostului să recunoască că e prost, că te bate. Păi, dar nu este așa. Deci nu știu. Șansele sunt minime. De ce? No, acum anul trecut am fost în vacanță și am văzut, hai să vedem cum se administrează localitățile nord de mici. Și pentru că au și ei astfel de sigur, și am la invitația unui amic din Italia, a fost într-o localitate care avea 50 de locuitori și era primărie și avea primar. Și am spus, bă, dar voi cum trăiți? Și era enorm de mic, era un orășel. Un cartier. Da, și am spus, domnule, ce noi avem doi angajați care trăiesc din taxele și impozitele și din veniturile care le au. Eu știu ce, taxe turistice, deci erau toți oamenii care primeau bani. Era un domn care era, se ocupa taxe, impozite, tot timpul stătea acolo și era cineva în relații cu publicul și probabil își mai schimbau și locurile când își făceau concediile. Primarul nu are salar. Deci până la 3.000 de locuitori, primarul n-ar trebui să aibă salar. Eu dacă-s primar la Lelesa... Ați accepta așa ceva? Păi de-ala ar fi normalitatea. Mă, eu trăiesc, din ce trăiesc în Lelesa? Păi eu în Lelesa trăiesc din vaci, dacă am firmă de lemn, din lemn, dacă am oi, din oi. Și eu mă duc acolo la primărie să-mi duc
interesul meu și a comunității mai departe și mă duc o dată pe lună acolo. La fel consilierii. Erau 5 consilieri, nu se punea problema să fie plătiți. Primarul avea dreptul la mașină, că avea o mașină la primărie, când mergea în delegații și avea dreptul să-și deconteze delegațiile când mergea în delegații. Ăsta era tot dreptul care l-avea primarul. Cred că după această emisiune o să vă sune telefonul din partea colegilor din alte comune să vă întrebe. Dar de ce? Dom'le, dacă nu vrei să fii primar și trăiești din altceva, du-te în altă parte. Dacă tu în comunitatea ta în care tu trăiești, nu poți trăi decât din salariul de primar, du-te mă de acolo și nu mai fii primar. Deci pleacă de acolo. Primarul trebuie să fie și un bun gospodar. Păi sigur, tu trebuie să trăiești din ceea ce trăiește și comunitatea ta. Dacă tu nu ești în stare să trăiești din ceea ce trăiește comunitatea ta, tu nu mai ești primar acolo. E greu să-i reprezinți. E greu, atunci tu ți-a reprezentat interesul tău, salut. Te salut și îți dispare comună și apar probleme și apar tot. Pe de altă parte trebuie schimbată și legea astfel încât să nu mai semnezi. Eu ieri am stat la primărie până pe la 4 jumate, 5 aproape, să verific niște situații de lucrări la centimetru și la metru pătrat. Am avut colegi primari de comune mici care au dat banii înapoi după ce au trecut curtea de conturi, fiindcă au avut trecută săpătură manuală când au băgat apă prin sat. Și era trecută săpătură manuală, care e de 3 ori mai scumpă decât săpătura cu buldoescavatorul, că era pe lângă niște ziduri și erau vreo 1 km de săpătură manuală. Ei au făcut numai pe lângă zid manual, după aia s-au dus și au săpat cu... Au venit cu poze, cu ce trebuie la curte, pe cineva care probabil știa și i-a făcut reclamație, primarul de unde să știe, bă, mi s-a băgat apă, curge apă, exact. Curge, o semnat omul, merge, totul e foarte bine. Și au trebuit să dea acum vreo 6 ani, vreo 12.000 de lei înapoi, că de ce o semna situația de lucrări pe săpătură manuală și nu a fost săpătură cu buldoescavatorul. Păi asta e treaba mea de primar. De-aia îmi dai mie salar. Pentru mine e mai simplu, trebuie să verifice pentru mine și aceste simplu, documente și lucrările care se fac. Oricum îi plătești, oricum plătești deducția de șantier, oricum plătești fondurile europene, toată lumea plătește și suportă fondurile europene, banii ăștia. Achiziții, toate achizițiile, nu le mai facem noi pe fonduri europene, fiind dificile, le facem cu firme cu care ai contract. Așa e și dincolo. Vrei să faci aici ceva de făcut o măsurătoare? Chiar dacă o plătește sau nu plătește primăria, tu te duci la o firmă care îți face. Partea de contabilitate, o faci cu o firmă specializată. Și eu la LLS nu mai țin contabil, fac cu firmă specializată, că merge mult mai bine, la are altă viziune, altfel îmi lucrează. Cu aceleași costuri cu care aș ține un om. Asta vreau să întreb, costurile sunt mai mari, sunt costuri mai mici? Sunt exact aceleași costuri. Deci cât ar costa, la atât ai dau omului. Cu singura chestiune că plătind o firmă, aia își plătește TVA la stat, aia generează venituri la stat. Deci plătind servicii la firme private, firmele private la rândul lor plătesc taxe la stat. Și așa ar trebui să meargă o comunitate dacă vrem. Nu prin dărâmare. Nu prin dărâmare, efectiv printr-o administrare eficientă. Pentru asta trebuie să cunoască foarte bine cei care iau aceste decizii, ce se întâmplă în teritoriu. Pentru că de foarte multe ori au fost situații în care s-a semnat, vorba aceea, un document neștiind ce se întâmplă cu adevărat în Blemese sau la Bătrâna sau la Bulzești sau așa mai departe. Sigur. Deși există și această asociație a comunelor din România, care, din punctul meu de vedere, ar trebui să aibă totuși o voce care să fie și auzită. Eu am fost împotriva acestei asociații foarte multă vreme, fiindcă mi-am dat seama că nu e ascultată. După aceea, după niște discuții în care multă lume s-a uitat la mine ca la felul 4 și au zis, bă, ăsta chiar nu-i întreg la cap, deci nu-l cunoșteam, acum sunt, la nivel de județ, sunt secretarul acestei asociații. Și încerc să... Unde v-ați schimbat optica? Am avut nevoie de ei. Am avut nevoie de ei și atunci m-am alăturat conducerea. Am spus, mă, hai să gândim totuși altfel. Hai să gândim, hai să spunem lucrurilor pe nume. Nu ne bate nimeni dacă noi la nivel național spunem lucrurilor pe nume. Și până la urmă, unui politician, cel mai rău lucru, știți ce îi se poate întâmpla? Care își dorește mult. Să-l trimită să candideze la o primărie mică.
Asta ar fi pedeapsa aia supremă, nu da, pentru un politician. Deci nu vrei să te faci deputat și spune, mă, nu mai ești polit să du-te acolo și candidezi la o comună mică. Nu, mie rău ăsta este un bine dacă mi se întâmplă. Adică nu mai am... am această libertate de a putea să spun lucrurilor pe nume și lucrurile trebuie spuse pe nume. Sunteți și ascultați? Da, suntem foarte ascultați. Sunt luate și sunt luate doar notițe. Sper să se ia și măsuri până la urmă. E foarte greu să se ia măsuri, fiindcă măsurile în România de obicei se iau în anumite condiții care mie îmi scapă. Toată lumea consultă pe toată lumea și toată lumea decide ce ar fi bine pentru ULL, spre exemplu, nu? Toată lumea decide, nu știu cum decide. Înțelegeți? Deci deciziile depind. Acum, de exemplu, hai să rămânem fără comunele din Ținutul Pădurenilor, da? Bun, foarte bine. Ce înseamnă să rămâi fără comunele din Ținutul Pădurenilor? Dai un act administrativ, eu îmi mai bat din gură, alți primari mai fricoși poate nu bat deloc, alții mai zic, un picuț de gălăgie și gata, ne-au dus pe toți la... Dar nu credeți că poate dezvoltarea Ținutului Pădurenilor ar fi nu mai are și mare dacă și nu ar mai exista atât de multe comune cu doar câteva din contră, de locuitori? Din contră. Că poate și oportunitățile ar fi altele de a atrage fonduri europene, investitori, poate. Depunem fonduri europene, da? Și spune, fiecare comună depui un proiect de 2 milioane. Fiecare comună depune un proiect. Putem câștiga toți 7 dacă suntem buni. Dacă depui numai unul, unde îl depui? Pe lângă Hunedoara, că e cel mai simplu. Și comuna mea rămâne deoparte. Așa, dacă eu sunt acolo și cu colegii mei care știu să depunem proiecte, proiectul meu e acolo. Și dacă colegul de la Runca Cerni știe, depune și el. Dacă colegul de la Cerbăl știe, depune și el și face și el. Așa riscă unele dintre comunități să rămână în urmă. Pentru că și aceste și mai mult. Proiecte europene până la urmă sunt așa, Dar nu vin 7 proiecte pe o comună. Vine unul. Și atunci eu fiind la Hunedoara, aleg unul care e cel mai bun pentru mine, Hunedoara, nu care e cel mai bun pentru Lez sau pentru Cerbăl. Așa, dacă vine de pus și eu și Cerbălu și amândoi câștigând, că amândoi știm să facem proiecte. Ați înțeles? Deci fiind mai mulți, câștigăm mult mai bine decât dacă suntem mai puțini. Dar problema nu este asta. Problema este alta. Problema este că resursele, pornind de la nivel înalt, odată, resursele globului trebuie să fie împărțite de 2 oameni, acum 3, da? Resursele globului sunt împărțite între Statele Unite, Rusia, China. Nu le convine să bat pe resurse. Foarte puțini oameni de lor mor. Cei care au foarte mulți. China a trimis oameni la moarte ruși, el și-a dus prea trimis. Să bat acolo pe resurse, e bătaie pe resurse, da? China nu mai intervine că să nu câștige niciunul. Dacă câștigă unul dintre ei, e grav, că devine foarte puternic. Europa. Pe ce a contat Europa în decizie despre războiul din Ucraina? Europa a luat vreo decizie care să conteze acolo? N-a mai contat nimic. Singurul lucru care a contat pentru Europa este că s-a mărit, s-a dublat prețul la benzină și la ce avem. Noi când mergem la Peco și în loc să băgăm de 1 euro motorină, cât era, noi băgăm de aproape 2 euro. Ăla, banii aia peste 1 euro, aia sunt toți banii care sunt scumpiri din cauza războiului și care merg spre război. Asta e situația. Bun. Mai departe. Apare regional. Apare Europa în cadrul regional. Ei vor să-și ducă toți resursele spre ei. Apare regional. Pe România, din istoria de 300 de ani încoace, România este împărțită ca și influență între 3 mari imperii, între 3 mari țări. Austria, Turcia și Rusia. Cine nu vede asta nu știe politica externă deloc și nu-și poate reprezenta țara. Austria nu-i convine ca noi să ne apropiem, să mergem prea tare peste ei, să ajungem acolo, spune bă, Schengen. Nu zburați voi peste noi. Turcii se bucură că vin și ei cu influență și nu sunt chiar mici, de ruși nu mai vorbesc că ne frică că vin peste noi. Deci aici suntem. Mai departe, apare la noi, central. Cine vrea să conducă? Păi conduce Bucureștiul. Acolo se dă ora exactă. Tot ce înseamnă, merg, mai încearcă Clujul, mai încearcă nu știu care. Hai, domnule, că să mai vină și la noi. Bun. După aia, în țară,
tot ce îi atrage Clujul, atrage Oradea, atrage Timișoara. Mai departe, la județ, tot ce îi resursă apare Radeva. Și atunci fiecare își dorește să-și atragă resursele și atunci cei mai mici rămân spre ei, toți primarii de municipii mari, de poluri de puteri mari, zonale, toți militează pentru distrugerea comunelor. Fiindcă atunci toate aceste resurse vor merge spre ei. Tot ce înseamnă ținutul pădurenilor cu lemn, cu fier, cu marmură, cu calcar, totul se va duce spre ei și va fi resursa în mâna lor. Înțelegeți? Nu mai este resursa în mâna fiecăruia. Nici care acum a fost... lucrurile nu sunt chiar rozi în acest punct de vedere. Nici acum nu sunt, păi nici acum nu sunt, dar măcar îi mai încurcăm, măcar ne mai ajută, măcar, înțelegeți cum zic, cei care suntem vocal ne mai impunem, dar în rest, nici nu te mai poți impune, că nu mai are cine, cine să mai fie vocal, că nu mai are cine. Deci, ar putea fi, pentru că sunt convinsă că în asentimentul dumneavoastră mai sunt și alți primari, doar că probabil eu sunt convins la momentul ăsta. Nu mai este vreme. Dar dacă la momentul ăsta, să zice, s-ar schimba legea și ar spune, măi, de acum înainte primarii, primiți doar indemnizație. Nu mai aveți răspunderea care o aveți, veniți o dată pe săptămână la primărie ca să vedeți care e strategia și hotărâți doar despre strategie și despre ce lucrăm, eu sunt fer convins că cel puțin 60% dintre primari ar candida și ar rămâne. Și ar fi bucuroși că ne-a luat o piatră de pe inimă. Spunea cineva, un alt coleg de-al dumneavoastră, primar din județul Hunedoara, că primarii sunt buni odată la 4 ani. Da, 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 și care sunt mai mari, da. Credeți și dumneavoastră în acest lucru? Că iată, ne apropiem așa încet, încet de alegerile acestea cu cântec, până la un moment dat că s-a tot dezbătut această comasare cu europarlamentare, cu prezidențiale, cu parlamentare. Iată că acum s-a ajuns la un numitor comun, comasate europarlamentare și locale. Mai apoi vom avea prezidențiale și pe la final de an vom avea și parlamentarele. Și parcă pe unii a luat așa, pe nepusă masă, aceste alegeri locale care vor fi în 9 iunie. Dacă ești primar, n-are cum să te ia pe nepusă masă. Ați fi surprins. Adică dacă ești primar, trebuie să fii pregătit în orice moment să vii în fața oamenilor. Și după un an de mandat, și după 2, și după 3. Deci dacă ești primar și ții la oameni, domnule, dacă vine cineva și spune, bă, poți să 3 săptămâni facem alegeri, foarte bine, poți să 3 săptămâni ne alegem. Dar vedeți că unii au început să migreze deja de la un partid la altul, să vadă care este situația și în cealaltă parte și majoritatea au ales să plece de la PNL spre PSD. Mai sunt și alte situații, dar dacă ne raportăm la ce se întâmplă în județul Hunedoara, cam acesta a fost trendul în ultima perioadă și din informațiile pe care le avem ar mai urma să se mai producă astfel de schimbări pe acest trend. Nu știu cum e. Că eu de când sunt primar din 2000 n-am schimbat niciodată partidul. Indiferent că am fost în opoziție sau că n-am fost sau că cine a condus partidul sau cine a condus alte partide. Nu v-a afectat să spunem coloratura politică pe care ați avut-o în partea de administrație? Nu. Nu. Pe unii pare că îi afectează. De ce oare? Deci nu știu cum e. N-am încercat-o, dacă în 24 de ani de primar, de când sunt primar, n-am încercat-o, n-o încerc nici acum. Bun, acum și nu e bine, cel puțin în teorie, nu? Pentru că și conducerea Consiliului Județean este PSD și atunci și pe partea aceasta financiară, alocări bugetare și poate sprijinirea din anumite puncte de vedere. Noi PSD-ul la nivel de județul Hunedoara am pățit-o mai mult decât PNL-ul. Cu alocări bugetare, că au venit câteva rectificări unde noi am cam rămas cam pe lângă. Bine, am avut după aceea sprijinul Consiliului Județean și ne-am redresat, dar cu greu și cu scandal. Nu cred în schimbarea culorii politice. Deci nu cred, numai dacă ai o supărare foarte mare cu cel care conduce un anumit
partid politic. Și eu cred că trecerea de la un partid la altul se datorează a primarilor, se datorează mai mult relațiilor primarilor cu partidul de la care pleacă decât relația cu sau cum ne afectează comunitatea. Este părerea mea. Astfel, despre Cobasare a spus că a început cu cântec, eu cred că se gata cu cânte joc și voie bună. Ca de obicei, optimist. Aveți emoții pentru ce se va întâmpla în Comuna Lelese? Veți mai candida pentru încă un mandat? Voi candida pentru încă un mandat. Emoții, sigur că sunt. Mai aveți după două decenii Dar cum să nu mergi, fiindcă eu îmi pun realizările mele pe masă în fața oamenilor care îmi dau un mandat. Cum să n-am emoții? Ați reușit să bifați toate promisiunile pe care le-ați adus în fața cetățenilor? Eu nu prea fac promisiuni. Eu spun ce vreau să fac. Asta îmi doresc. Nu spun obligatoriu că le fac. Dar fac din ceea ce vreau, fac destul de mult. Și din ceea ce mi-am propus să fac. Nu la termen, fiindcă n-am posibilitățile financiare să le duc singur la termen. Eu nu vă referiți aici la partea aceea de cofinanțare a unor și lucrări? La partea de cofinanțare și la partea efectiv de dus proiectul. Sunt colegi de-ai mei care au resurse financiare suficiente și care fondurile europene și le duc foarte ușor din banii lor. Și după aceea asta urma decontează și își duc alte proiecte. Pentru mine este greu, eu trebuie să merg o bucățică cu bucățică. Chiar îmi spun cei care îmi duc proiectele mele, cei care, firmele de consultanță, bă, zice, tu m-ai omorât. Zice, tu la fiecare 500.000 de lei, 600.000 de lei, tu faci tranșă de plată. Zice, alții îmi fac tranșă de plată, tot la 3 milioane, la 2 milioane de lei, tu faci la 500.000, la 600.000. Înseamnă că aveți și de unde, nu? Dar eu fac trașele fiindcă eu, resursa mea care s-o pot să o învârt este foarte mică și atunci eu trebuie să mai fac o tranșă de plată pe un proiect, după aceea mă duc la alt proiect și mai fac o tranșă de plată și la ceea ce îmi dă foarte mult de lucru, dar nu pot să o duc decât pe bucățele. Și de aceea și multe proiecte de-a mele merg pe bucățele. Merg 2 luni, 3 luni, se lucrează foarte bine, după aceea dacă nu mai pot să-i mai susțin până când reușesc din nou să fac celele sau până când onor guvernul României sau onor cei care se ocupă de implementarea de proiecte europene, se gândesc să mă dea drumul la bani. De exemplu, acum am proiectul cu casele. Eu aș fi vrut să-l gat până în primăvara anului ăsta, dar de unde să-l gat? Că ne-au venit hârtie de la ministru, au spus, fraților, știți, s-ar putea să nu vă dăm bani. Pe ce ați lucrat? Adică pe ce lucrat oamenii? Nu vă dea. Fiindcă nu sunt. Pe bun, asta este un proiect, nu doar județul Hunedoara este, păi dar sunt și sunt peste tot, dacă nu exact. dacă nu sunt, spune, domnule, nu sunt, nu veniți la cerere de plată până după luna, până după mijlocul martie. Eu aș fi vrut să plătesc acum, ca în tot ce s-a lucrat până de Crăciun și nu pot. Eu acum, dacă aveam banii să-i dau la om, omul ăsta acum venea și lucra mai departe. Mai e mult de lucru la acest proiect? Undeva la 80% din case sunt făcute. S-au mișcat destul de repede. S-au mișcat de bine și plătit undeva la vreo 40%. Și atunci am vrut să mai plătesc măcar un 20% din lucrări, 25%, să mai rămână un 25% pentru finalizare, ca să poată să meargă mai departe, dar stăm. Până la finalul anului, credeți că e și an electoral. Poate dacă forțați puțin mâna celor de la București, da, veți primi și banii necesari. Problema e, eu cred că de asta nici nu ne dau nouă, că e an electoral pentru toți. Nu numai la ales an electoral. Și atunci nu știu dacă o să fiu eu prioritate. Nu, dar proiectul oricum o să fie, fiindcă proiectele care le facem noi la Lelesa și în comunitățile mici, de obicei sunt proiecte atipice. Și când mergi la plată, dacă cei care merg, chiar dacă merg, pot să ceară bani mulți, sunt proiecte normale, obișnuite, merg la plată, când vin eu cu proiectul meu, toți cei de pe acolo care sunt mai ales pe parte tehnică, dumneata ești cu proiectul ăla frumos, hai să vedem, hai să ne uităm. Deci există așa o emulație și întotdeauna, că ziceau și construcțiile cu care mai lucrez, eu întotdeauna cam sar peste rând la bani, fiindcă am proiecte de ăștia frumoase care, cum să spun eu, care sunt cu interes. Un drum forestier la care mai fac niște poduri deosebite, cum este acum casele, unde iar așa lumea când merg la ministerul, la MIPE. Privesc puțin altfel, atipic, iarăși ne întoarcem la... Acum spune, da, cu atipic, da, fiindcă dacă ești amărât și sărac, trebuie să mergi pe culoare. Adică pe culoare din ești așa, driblate, nu poți să mergi pe...
în tren cu hei bogați, știi? Dar mai contează și la ce uși bați, cred, nu? Da, da. Și dacă ți se și deschide. Și să știți că chiar față de începuturi, ministerele din România poate sunt puțin mai aglomerate, dar prin aglomerația de oameni, să știți că găsești foarte mulți oameni buni. Foarte mulți oameni buni. Și foarte mulți oameni în general pe acolo, nu? Din câte mai vedem și noi. Nu mă încurc prea tare de ei, că nu știu ce fac pe acolo, dar problema e că cei cu care mă încurc eu și mă întâlnesc sunt chiar foarte buni, mulți dintre ei. Chiar foarte buni. Și dacă acești oameni ar reuși să fie auziți și ascultați, multe ar merge altfel în România. Multe ar merge altfel. Cum vedeți viitorul Comunei Lelese, a ținutului pădurenilor? Că tot vorbim de prezent și viitor. Habar n-am cum o să fie Comuna Lelese peste 20 de ani, fiindcă nimeni în lume nu poate să spună cum va arăta Europa și lumea în următorii ani. Deci părerea mea este că lumea se va schimba radical în următorii 2 ani. 2? Da. Radical. Începând de la pol de putere în lumea, de la gândire, și atunci șansele sunt de la a fi o zonă foarte prosperă, fiind o zonă izolată și cu un trecut foarte puternic, până la riscul de a ne vinde cineva pe 2 lei. Ambele riscuri există. Să înțeleg că nu o vedeți așa în un viitor prea strălucit pentru aceste zone, din acest punct de vedere. Deci eu 90% o dau ca o zonă care va exista într-o formă destul de frumoasă pentru următorii 80 de ani, 90 de ani, unde să mai fie tradiție și obicei și unde noi putem să ne numim pădureni. Deci, ne putem dezvolta sau comunitățile se pot dezvolta doar pe baza acestor aspecte? Vor putea exista pe baza acestor aspecte, sigur. Vor putea exista pe baza acestor aspecte. Nu știu, dezvolta, dar se vor putea exista. Adică nu o să mai se exploateze la noi fier și marmură și cal, ca să trăiești din asta. Dar cu siguranță vei putea trăi din altceva în lumea asta. Deși resurse ar mai fi pentru resurse ar mai fi, dar noi vom putea trăi doar pe istoria și pe caracterul foarte puternic cultural pe care îl avem, bazându-ne pe el. Dacă va fi lumea în general, Europa și lumea în general, o societate care se dezvolte pe tradiție, pe naționalitate, pe a-ți respecta ceea ce a fost odată Pământul Sfânt. Dacă vom merge pe partea alaltă, nebunetică, cu nu suntem creștini, nu știm care e mama, nu știm care e tata, nu știm de ce să spunem că suntem români, ne dezvoltăm și prostia asta, că românii sunt cei mai hoți, cei mai proști și toți sunt cei mai buni. Da, înțelegeți? Și atunci lucrurile se vor strica în toată Europa. Parte dintre români au fost cei care au emis aceste afirmații și care au și demonstrat la un moment dat în străinătate că într-adevăr da, suntem mai așa, ne place să jonglăm cu foarte multe lucruri. Cei mai mari hoți. Pentru că sunt mulți străini care au venit în țară și au spus nu e deloc așa cum noi ne-am imaginat, este o țară foarte frumoasă, nu mă simt în pericol pe stradă, doar că de multe ori parcă unii dintre noi, cel puțin, suntem cei care ne dăm așa cu stângul în dreptul. Noi ne mirăm că lumea ne vede așa cum suntem. De ce? Fiindcă interesul economic este ca și în politică vopseaua cu care te vopsești și imaginea care ți-o faci. Nimeni din Occident care vrea să vină peste tine să te plătească foarte slab, fiindcă ne mergem acolo să găsim un loc de muncă. Noi și alții vin la noi și noi vedem, vrem să, avem sigur, sigur, o grămadă de muncitori noi din vrem, Sri Lanka, din tot felul de țări. Noi la noi în România vrem să ne vindem resursele scump. Ei vor să ne dea bani puțin. Și atunci toată propaganda în care sunt, din păcate, plătiți, și asta este cea mai mare durere a mea, când îi văd pe
oamenii ăștia care fac și politică și care ne vând pe 2 lei, ăștia vin și spun românul fură, românul e condus doar de hoț, românul nu-i bun de lucru, resursele românești nu sunt bune de nimic. De fapt, ei ce vor să facă? Ei vor să ne scadă prețul. Vor să ne scadă valoarea. Deci asta este toată propaganda. Mergeți în, și întrebați oamenii din Londra, care sunt cei mai mari hoți din Londra. Și o să vedeți că românii cad pe locul 7-8. Deci la furtul de buzunare, la furturile bancare, nu suntem chiar pe primul loc statistic, dar în momentul în care cineva vine în România și tu ca român trebuie să fii prost plătit în Anglia să plătească ei mult mai bine, atunci vine spune românii nu știe să lucre, deși foarte bun meseriaș, românul e cel mai mare furăcios, deși sunt alții care fură mult mai mult. Înțelegeți? Deci asta este propaganda cu care suntem noi vopsiți ca să ne poată cumpăra ei ieftin. Iar noi nu știm să facem nimica, facem o frunză ca să demonstrăm cât ești de puternic. Păi atâta minte ai tu să spui că baza turismului e o frunză, care dacă strănuți mai tare se duce dracu. Dacă vrei să faci ceva care să stea, tu puneți bază, ceva care are bază, ceva care are temelie. Puneți un turn, puneți coloana infinitului, puneți coloana lui Traian. Aia trebuie să stea, că aia are bază, aia stă mii de ani. Și tu pui, tu pui o frunză în vârf, că e colorată cu verde și mai nu știu cu ce pe ea. Aia e mintea ta. Aia e... Când se uită orice om, care e primul mesaj care îl primește de la o frunză? Strategia lui, să spunem. Care? Strategia aveți și dumneavoastră în ceea ce privește, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, să duceți mai departe tradițiile și în fiecare an știu că organizați diferite evenimente de suflet și pentru dumneavoastră, dar și pentru cei din comunitatea pe care o reprezentați. Și primăvara revine totul la viață, inclusiv oamenii locului, inclusiv ansamblul pe care îl aveți aici. Și în ultimele minute din emisiune aș vrea să discutăm puțin despre ce evenimente urmează să aibă loc în comunalele în perioada următoare. În Ținutul Pădurenilor, de altfel ca în toată societatea veche din Ardeal și cred că în toată România, cea mai importantă perioadă în ceea ce privește tradițiile este perioada de primăvară. De la momentul în care se duc zăpezile până în momentul în care oamenii merg la secerat. Ăsta este de fapt începutul anului agricol și dezvoltarea lui. Aici este cel mai plin de evenimente. Noi acum le-am mutat puțin către toamnă, că zicem ziua recoltei sau altceva. Nu, toamna de-abia strângi recolta, de-abia îți faci ce ai nevoie. Și ele încep, primele evenimente sunt cele cu de dragobete, cu însoțitul. Când tinerii încep să se însoțească, când tinerii pot să iasă din casă retrăgându-se cât de cât zăpezile, culeg bolbote, încep să se înfrățească, se fac primele legături. Ce culeg? Bolbote. Ce sunt acele? Haideți să bolbotele sunt plante care rămân peste iarnă pe pământ și după ce se retrage zăpada, la soare ele se uscă și rămân așa stafidite. Ele se aduc acasă, sunt mai multe tipuri de plante și se fac pe ele fel și fel de ape tămăduitoare și de asemenea se fac și primele înțelegeri pe ele, adică înțelegeri care durează la tineri chiar toată viața. Se însoțesc, se înfrățesc, un fel de fraz de cruce, dar nu un legământ sfânt care se face cu această apă, nu cu sânge. Încep ciobanii să se adune, să împartă, să vadă care cum pe unde pășunează, care cum se înfrățesc ca să-și facă stânile. S-a făcut deja împărțeala? Acum încep să se adune. Înainte se adunau la casa celui mai înstărit dintre ei, acum se adună la birt, fiindcă nu deranjează pe nimeni. Și acolo se adună. Neutru. E un teren neutru, când se spădează, mă vin pe la primărie, îi mai împac, iar după ce se hotărăsc care cum își fac stânile, la începutul lunii mai își adună oile toți la început și este prima mare întâlnire a întregii comunități la măsuratul oilor, întâlnire care eu în anul 2001 am început să o fac cumva
mai de amploare, unde s-aduc și oameni și televiziuni și tot ce înseamnă pentru a promova, pentru a promova acest obicei și pentru a fi conștienți și oamenii din comună cât de important sunt aceste evenimente, să-i atrag spre noi, inclusiv anul ăsta în 12 mai în 11 mai sâmbăta fac măsuratul și în 12 o să fac și jocul, fiindcă întotdeauna duminica după măsura se făcea joc. Fiindcă noi pădurenii, orice, am mai spus-o, dacă francezii când își consfințau ceva, beau un pahar de șampanie, pădurenii când pun ceva și își bat palma, beau o gură de vinar și după aceea joacă un brâu. Asta, dacă ai juca brâul la cineva acasă sau după un eveniment, înseamnă că evenimentul ăla rămâne bătut în cuie pentru tot anul și nimeni n-are voie să-l mai strice, că altfel este blestemat. Așadar, 11 mai măsuratul oilor, vor putea participa, nu? Da, și vă invităm cu drag, da, am avut, fiecare an am avut oameni din toată țara, am avut chiar oameni veniți din Moldova sau din Făgăraș, să vadă, fiindcă oameni care își aminteau că ei când au fost copii ceva asemănător era și la ei și au vrut să vadă dacă se mai întâmplă așa ceva. Deci îi așteptați și în acest an. Deci îi aștept 11... și în acest an în 11 și în 12 mai. Așteptăm și noi cu nerăbdare aceste obiceiuri, să le aducem și noi în atenția dumneavoastră, a celor care ne urmăriți, dar puteți să fiți acolo prezenți. Sunt convinsă că ar avea și unde să stea din 11 până în 12 mai. O să fie cam complicat cu cazările, fiindcă noi avem foarte mulți invitați și va trebui să vă cazați în Hunedoara, cei care veniți, fiindcă avem foarte mulți invitați care o să vină, inclusiv din Serbia, cu care ne înțelegem foarte bine și cu care mai lucrăm. Ansambluri sau la ce vă referiți? Nu știu dacă o să vină cu ansamblu, dar cu siguranță o să vină invitați, avem din Banat invitați o grămadă și atunci avem și alte evenimente de promovare. Locurile din jurul pădurenimii sunt cam ocupate atunci, sau încercați, poate dă Dumnezeu și aveți, mai prindeți acum vreun loc. Asta e semn bun până la urmă, pentru că iată, se încurajează și turismul în această zonă și... Da, și vreau să mai fac un lucru care l-am făcut când eram cred că în liceu, da. Eram în liceu, eram în clasa 11-a și am fost invitat, era pe vremea lui Ceaușescu, de Drăgan Fiertat. Drăgan Munteanu. De Drăgan Munteanu și atunci pentru fiecare comună i s-a pus la dispoziție câte un autobuz să ducă oamenii toți să întâlnească toți pădurenii să joace la Ghelar. Încă nu cred că era mutat în dealul Cornetului. Și atunci a fost prima dată când am urcat pe scenă îmbrăcat pădurean cu colegii mei și atât de drag mi-a fost de evenimentul ăla, încât acum cred că am făcut sute de oameni cu siguranță, poate chiar mii, care au venit cu ansamblul Leleșana și acum sunt în foarte multe ansamble în toată țara, acești copii acum au 30-40 de ani. Și care au prins drag de tradiție. Și atunci eu îmi doresc pe data de 12, dacă o să reușesc și cred că o să găsesc resursele financiare, ca la fiecare comună să pun la dispoziție măcar un microbuz, ca cei care au fost odată pe scenă sau copiilor să vină acum să se vadă cu toți pădurenii, să facem o întâlnire a pădurenilor în 12 la Lelese. Doamne ajută să reușiți să împliniți acest vis practic și să fie cât mai mulți locuitori ai Ținutului Pădurenilor acolo, să retrăiască unii dintre ei acele momente. Ceea ce vreau eu să fac, că suntem la final. Ceea ce vreau eu să fac este ca mulți, foarte mulți pădureni să conștientizeze că a fi pădurean înseamnă că ai o tradiție foarte puternică în spate și datoria fiecărui pădurean este să-și învețe copiii să-și ducă tradiția mai departe. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, vă mai așteptăm pentru că avem foarte multe de spus și aveți foarte multe de spus cu privire la tot ceea ce se întâmplă în această parte a județului Hunedoara. Știu doar că nu mai avem timp să discutăm, susțineți foarte mult și tinerii și acei tineri care au reușit să
ducă numele județului și nu numai și dincolo de hotare, dar vă invit mâine dimineață să urmăriți emisiunea colegei mele, Ioana Pop, o emisiune în care veți descoperi tineri care au valoare, tineri care, dacă sunt ajutați, dacă sunt înțeleși și dacă sunt îndrumați corespunzător, pot să facă minuni în adevăratul sens al cuvântului. Urmăriți emisiunea de mâine de la ora 7 dimineața, Dale Dimineții cu colega mea Ioana Pop, și veți vedea cine sunt acești tineri și de ce nu, poate fiecare dintre noi poate pune umărul pentru a-i sprijini și pentru a le contura cumva visul de a deveni realitate. Nu vă spun mai multe sau vă spun robotică. Vedeți dumneavoastră mâine dimineață mai multe despre acest subiect. Vă mulțumesc încă o dată, domnule primar, că ați fost alături de noi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, fiindcă totuși noi pădurenii merită să fim cât mai mult văzuți și puși în valoare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, stimați telespectatori, și dumneavoastră că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!